Bine v-am găsit în centrul de presă Point. Sunt Valentina Moiseie, iar alături de mine este Dumitru Talmazan. Salut. Este expertul în rețelele de socializare, în special Facebook și Instagram, și speakerul seminarului gratuit Cum și de ce să fii prezent pe Facebook și Instagram, care va avea loc în data de 28 februarie. Exact. Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre acest seminar în mare parte, dar și despre anumite secrete ale Facebook, despre care poate ați știut sau poate nu ați știut. Să începem totuși de la seminar. Pentru cine este acest seminar și ce vor învăța cei care vor veni la seminar? Știi, eu cred că seminarul, și îți spuneam în pauză, discutam despre Facebook și Instagram, în general noi în 2018 ne-am planificat un pic să facem de activitate pe alocuri sociale, în care să spunem la mai multă lume. În echipă avem un KPI de 10.000 de oameni care să fie prezenți la instruirile noastre offline și online. Astfel, vrem să împărtășim cumva conceptul ăsta că Facebook-ul este ceva mai mult. Deci, și seminarul din 28 februarie, care o să fie la Leo Grand, care o să fie de 1.000 de oameni, vine să aibă un program în care să descoperim Facebook-ul de la fundament. Pentru că orice activitate, indiferent, voi sunteți un profil ca persoană fizică, ori sunteți o afacere, ori sunteți owner, trebuie să înțelegeți că o să dărâmi toată treaba asta dacă nu faci un fundament puternic. Seminarul este pentru tine. Așadar, cei care cred încă că rețelele de socializare, cum ar fi Facebook și Instagram, sunt doar așa de trecut cu vederea, trebuie să vină la seminar să înțeleagă că de fapt sunt niște platforme pe care te poți promova și te poți promova foarte bine. Pentru cine exact este destinat acest seminar? Pentru că presupun este un target group care neapărat trebuie să fie prezent. Neapărat trebuie să fie prezență cei care de-abia inițiază afacerea, de-abia încep să facă primii pași în reclame, în comunicare, nu înțeleg când se postează, ce se postează. La seminar trebuie să vină ownerii, să vină proprietarii de afacere și îți spun de ce. Uite o idee. Tu ești administratorul unei pagini. Eu sunt o companie care ți-am dat în administrare o pagină. Însă profilul tău personal, tu posibil crezi că este al tău, și nu are nici o treabă cu toată activitatea pe care noi facem social media. Dar din cauza că, întâmplător, eu pot să-ți sparg contul tău de Facebook personal. Eu pot să am acces la toate paginile pe care tu le administrezi. Astfel, vulnerabilitatea ta ca persoană fizică poate să afecteze brandul atât de tare încât cele mai mari branduri pot să le ia prea mulți bani pe urmă să se spele. De ce? Ownerii trebuie să înțeleagă că cei care sunt administratori de pagini, redactori, moderatori, cei care pun că work at, lucrează la compania dată, ei sunt niște ambasadori, dacă vrei, ei sunt niște responsabili și de brand și de viața lor. De ce? Dacă vreți să aflați care sunt acei pași și vreau să eu cumva seminarul să-l fac pe checklist-uri, pe etape, care sunt pașii de creare a unui profil personal foarte corect, care sunt pașii de creare a unei pagini. Nu e ceva de genul must, e ceva din seria, am analizat, cred, 100 de branduri și mi-am dat seama că, uite, înainte să începe activitatea, fă asta, asta și asta, minimum. Dacă vrei performanță mai mare, să ai în mare și în notă. De ce este necesar ca administratorii sau ownerii de anumite branduri sau companii să știe cum să facă promovare pe Facebook sau Instagram? În 2016, când ne promovam, este așa o vorbă, puneai 5 boxuri pe bust și te vedeai jumătate de Chișinău. În 2018 deja va fi ireal ca noi cu un buget foarte limitat să atingem aceleași rezultate. Respectiv, dacă tu azi te pornești să te promovezi în Facebook, în Instagram, trebuie să fii gata să conștientizezi că în spatele platformei se află peste 1 milion de utilizatori, 500.000 sunt în Chișinău, întâmplă 300.000 potențiali tăi clienți, ori 200, și respectiv vârsta 19-35 este femei, este cea mai hot vârstă care ar putea fi, la care toți vor să le arate reclamă. Respectiv, tu pur și simplu trebuie să înțelegi că trebuie să o faci corect și să nu te miri că din cauza la 10 dolari n-ai avut vânzări de 2 milioane. Respectiv, cei care vor să aibă vânzări mai mari, cei care vor să aducă publicitatea lor în rețelele de socializare, trebuie să vină să învețe cum să o facă corect. Cum să înceapă. Da, deci seminarul este, seminarul din 28 februarie este un seminar care va fi un fel de bază în care tu să conștientizezi,
Ori minimum, unul, te uiți și spui că, ok, la mine tot asta este. Ori spui, eu ce idee interesantă, se poate de făcut acest manipulare de setări și să ai un profil mai fain. De ce? Adică e un fel de... seminarul durează 4 ore. Spuneam de networking cu care e posibil să-l faci la seminar și o să fie un fel de share de experiență și o seară în care tu pur și simplu să conștientizezi că Facebook-ul este ceva mai mult. Că prin Facebook, de ce eu o să intervin și cu case-uri, cu anumite fail-uri care le-am făcut eu în activitatea mea, cu anumite, cred eu, succese care le-am obținut reșind din setările, ori strategie, ori comunicare care am realizat-o. Și prima parte o să fie despre content, a doua parte o să fie despre reclame. Respectiv, îți bineveniți cei care încep și cei care acum lucrează și vor un mic refresh. Deci, acum sunt 856 de înregistrați, sala are o capacitate de 1000 de persoane, însă statistica arată că trebuie să ai în jur de 1500-2000 de înregistrați ca 1000-1200 să vină. Pentru că se întâmplă așa cu stelele când ziua evenimentului ceva urgent are, apare și când n-ai plătit și gratuit. Azi ne uităm în live. Ok, și au mai rămas până la 200 de locuri disponibile. Cum pot să se înregistreze cei care doresc să fie prezenți la acest seminar? E simplu. Click, like and share. Pe site-ul talmazan.md, intrați, o să lăsăm și link-ul sub această postare, este un formular. Îl completați, sistemul automat o să vă notifice că sunteți înregistrat, cu câteva zile înainte o să primiți programul, în ziua evenimentului îți vă anunțăm cazul evenimentul, vă aștept la cravată și cu flori și adică o să aveți posibilitatea să fiți prezenți, la ora 17 o să fie deja înregistrarea, o să avem o echipă care o să creeze o atmosferă, o să fie la noi emisiune 18+, o să fie vin, o să fie vin, o să fie ceva muzică, o să fie așa, o introducere, chiar vreau o atmosferă faină. Pentru mine e primul eveniment gratuit de amploare, e o responsabilitate, eu adorm mai greu în ultima perioadă, dar simt că avem ce spune și simt comunic cu oamenii în offline care scriu și seria de întrebări care intervine de la oameni, îmi dă încă o dată de înțeles că este loc. De aceea, cu siguranță putem face acest eveniment și nu doar unul. Să punctăm acum, cu siguranță vom repeta și în continuare, când, unde, ce? 20 februarie, ora 17:00, Leo Grand Blue Hotel. Talmazan.md, vă registrați și ne vedem. Așadar, pentru ca să intrigăm publicul, să-i motivăm să vină, vreau să ne descoperi câteva secrete ale Facebook-ului și Instagram-ului. Și oarecum să începem cu o sperietoare și anume ai atins această temă, e vorba de securitatea Facebook și faptul că un click incorrect ar putea să-ți prejudicieze afacerea sau ar putea să-ți strice imaginea ție ca persoană sau a companiei. Da. Care ar fi cele mai principale lucruri pe care trebuie să le știm despre securitatea pe Facebook? Cel mai important lucru despre Facebook care trebuie să-l știm este că Facebook știe tot. El știe mai mult decât eu știu și decât tu despre tine și despre mine. Este așa concept ca big data. Facebook-ul are de procesat multe date. Și e foarte vital să conștientizăm că atunci când noi, nu știu, chiar mă gândeam și la o inserție de temă aparte pentru părinți, când plecăm de acasă, noi facem check-in-ul că suntem în Dubai, cine știe cine e acasă? Când noi avem o activitate, deci Facebook permite că tu să creezi anumite grupuri închise. Postarea să o vadă doar prietenii, doar familia, doar o persoană anumită. Adică, pe de altă parte, avem anumite setări care noi nici n-am intrat niciodată. Dar Facebook face update-uri lunar, săptămânal, trimestrial, de diferit nivel și un user simplu, el nici n-are când să intre acolo. De aceea, inclusiv la seminar, eu o să ating acele momente care e necesar noi să atragem atenție. Securitatea în Facebook, 1. 2. Cel mai des studență. La noi vin CV-uri destul de multe vis-a-vis de să ne angajăm. Prima ce face un angajator conștient, este să vadă profilul tău de Facebook.
Și când la, am avut și istorioare, când la, spre exemplu, la funcția de asistentă sau la funcția de dacă intri în Facebook la domnișoară ori la domn și vezi Facebook-ul lor, tu deja cumva te gândești că nici pe degeaba nu ei. De aceea, Facebook-ul este nu doar o platformă de a vinde, de a face business. Asta este cartea noastră de vizită. Asta este fața noastră, dacă vreți, și câteodată tu intri și îți dai seama dacă și se ocupă omul ăsta. E că te uiți și pe lângă faptul că sunt 200 de milioane de contest hunter care participă la toate concursurile, câteodată ai impresia că ies de ăștia. De ce trebuie să avem grijă de Facebook-ul nostru? El trebuie să fie clar, simplu, curat, securizat și în temă. El trebuie să te reprezinte. Avem o întrebare de la cei care ne privesc. Există o problemă a Facebook-ului, e destul de veche. Faptul că actualizările și noile chestii pe care le include Facebook nu sunt accesibile în toate țările în același timp respectiv. Noi am putea avea această opțiune, iar clientul cu care lucrez ar putea să nu o aibă. Cum putem să procedăm în acest caz? Mișcu. Așteptăm să vină actualizarea și în țara respectivă. Ideea, știi, este, este o parte de capacitate de instrumentare. Și aici trebuie să fim conștienți că noi avem 300 de suflete pe Chișinău care sunt apți să cumpere și Facebook-ul deloc nu și-a creat algoritmul pentru Moldova. Treceam niște teste la Facebook și ei așa, for example, tu ai 50.000 de dolari, ce-ți faci cu dânsă? Hai real, for example, și companiile la noi ne-au dat 50.000 de dolari, ar avea buget pentru Facebook pentru luna în februarie. Adică algoritmul Facebook-ului, el nu e creat pentru 5 bucks-uri. El e creat pentru big data, pentru promovări. De aceea foarte multe tool-uri, posibilități, ele, este split testul în Facebook, așa un instrument care tu poți seta două campanii și testa. Acolo e de la 400-600 dolari. Adică, de ce? Adică, nici nu-s posibil, pentru că ca să-ți fie relevant, tu deseori faci o promovare și ai pus 10 dolari și spui, nu merge produsul. Adică, cum nu merge? 10 dolari, 6.000 de oameni te-au văzut. Cum au văzut? Le-a apărut un feed. 200 au văzut. 10 au clicat și tu ai făcut decizia că e bun sau că e rău. Deci, adică, update-urile nu sunt și nici nu o să fie majoritatea, pentru că suntem prea mici ca țară. Iar ce ține de faptul că sunt update-uri, ele stare mult. Și asta e altă problemă. Eu credeam că de problema asta, spui, că toți jălui că Facebook face update-uri. Comunicam cu o colegă de-a noastră care lucrează la Facebook, din Moldova, și o întrebam vis-a-vis de... Zic, ce cu voi acolo? Ce cu update-urile astea? Zic că, Dima, nici noi nu reușim să le cunoaștem pe toate. Adică sunt împărțite pe țări și fiecare oficiu, pe de-o parte, dezvoltă o anumită direcție. Deci ei între dânși, nu știu, că Power Editor deja nu e Power Editor și Ads Manager, dar e administrarea reclame. Deci adică e chestie de... Noi pur și simplu asta acceptăm. Nu avem încotro. Ok, și chiar dacă nu avem aceleași lucruri ca și, nu știu, țările dezvoltate, după seminar, cei care vor veni vor învăța cum să utilizeze acele instrumente pe care noi le avem în țară. Scopul meu este să vadă. Cum să utilizeze. E o chestie nu de 4 ore și nu de lună și posibil nu de jumătate de an. De ca să-ți dai seama că este un buton și, uite, este un buton. Ce cu dânsul, du-te acasă și citește. Este informații, ia ca așa. Câteodată vin informații de peste hotare, e un pic nu relevante pentru noi. Iarăși din exemple, din case-uri, dar avem locali, trainer, spre exemplu este Dumitru Talmazan, care poate să vă ajute foarte ușor în segmentul. Ok. Și revenim la securitate. Vorbeai de datele pe care le indicăm, de faptul că acestea uneori ar putea să ne pună în pericol nu doar online, dar și offline. Ce date nu ar trebui niciodată să indicăm în despre tine, există așa o rubrică, ce nu ar trebui să includem în profilul nostru sau cum ar trebui noi să ne securizăm datele personale? E foarte subiectivă întrebarea. Eu cred că completăm poate tot, dar nu arătăm la toți. Dar iarăși, noi când intrăm, acum dacă să vedem, eu am 4.000 și o lecățăcă de prieteni, e cum prieteni, Facebook spune că ești prieteni, dar brânză cu bani, știi? Și se primește că tehnic, algoritmul Facebook-ului spune în așa fel, Dima, tu ai adăugat 4.500 de prieteni, tu ai introdus datele tale personale, dă acces numai la prieteni să vadă datele tale personale. Apoi, eu dacă fac chiar și cel mai securizat segment la prieteni, asta presupune că ies 460.000 de boți și 300 de verișori și... Adică e o chestie de cât mai sus zbori, cu atât mai mult trebuie să fii atent.
pentru că foarte des sunt oameni care au, spre exemplu, director de companie. Ei trebuie să fie foarte atenți. Și deseori ei nu sunt atenți cu cum e profilul lor, ce fac share. Dar sunt oameni care, nu chiar dacă el aș pui adresa fizică, nici nu se întâmplă, nimeni nu se vadă asta. Dar ei sunt paranoici, eu cred că mâine vine și e. La nimeni tu nu trebuie. În partea cu securizarea, e relevant sau am putea depista care sunt profilurile fake și care ne pot transmite un virus sau ne pot afla parolele care ulterior ne... Nu. Poți să-ți dai seama. Știi, este chestie de iscusință. Noi, este așa în social media concept de fermă. Și cei mai iscusiți au ferme care profilul e mai real ca tău. Adică el trăiește și el poate... Precis tu nu știi, dar poate trăiești deja de mulți ani cu vreo două fake-uri care îți pun like-uri, îți comentează și te felicit cu ziua de naștere. Dar, adică, e foarte complicat. Bănuiesc că sunt, deodată te uiți, sau Contest Hunter, cum e în mine, care participă numai la concursuri și când intri la dânsă, mie îmi plac filurile astea, ei participă la tot. Socul băjămal că pentru... Nu avem cuvintele, dar... Astăzi am... Probabilitatea să câștigi tare mare. Exact. Adică din 100 de participări. Și chiar pot spune că sunt norocoși, pentru că ei sunt cei care câștigă cel mai des în concursuri. Totuși, să revenim la promovarea pe Facebook. E posibil ca o companie să își desfășoare campania de promovare doar pe rețelele de socializare? E destul la ziua de astăzi doar Facebook și Instagram? Bună întrebare. Când știi, intervenți când spui bună întrebare și tu Nu, real, e o întrebare foarte bună. E posibil. Recomandabil? Discutabil. Păi e posibil prin ce context? Dacă o companie este o companie mediu spre avansat, eu în general spun să fugă din Facebook. Oamenii așa s-au concentrat la Facebook și au uitat de marketing în general. Adică eu crezut că Facebook ăsta e marketing. Cea mai mare greșeală care o văd eu ca tendință. Adică bagi 100 de euro pe Facebook și crezi că el o să-ți rezolve toate problemele din companie. Dar, dacă tu ai de cheltuit doar 100 de euro, posibil o să-ți sugerez să-i cheltui pe Facebook. Dar dacă ai posibilitate, eu sugerez să ieși în offline. Oamenii au încetat să comunice, au încetat să iasă să-și vadă clientul în față, ei așa fac un landing, generează 1000 de treceri, ei nici nu sună. Poate clientul sună și încă delivery să-i fac pe Amazon și fericii rămâne. Adică elementul de touch e vital. Când ai buget și poți să-ți permiți și billboard-uri și televiziune și lucru cu influenceri și product placement-ul în diferite emisiuni, e conversional. Deci multi-channel-ul e os pentru asta. Dar dacă ai numai 20-50 de dolari și tu vrei și în Instagram și în Classic și 10 flyeri la intersecție, n-a să faci treabă. În Facebook o să-ți permite să cheltui acei 10 dolari foarte concentrat. De că asta îmi place în Facebook. El poate să-ți permită să arăți la oamenii care se află la intersecție Gemini cu Mihai Eminescu și au 18 ani și le place fast food-ul. Adică, e că pentru asta se merită de discutat despre Facebook. Pentru mine asta e ceva din domeniul așa universului, dar sunt sigură că vei explica în detalii sau vei arăta chestia asta la seminarul gratuit din 28 februarie. Îmi place cum gândești. Și, apropo, voiam să aduci exemple de companii care activ își promovează afacerea sau brandul pe Facebook și Instagram și au succes, dacă ai câteva la îndemână. O să fiu un filosof. Ce înseamnă succes? Ok, care au vânzări mari sau se promovează foarte activ și au succes. Foarte des noi vedem vizibilitate mare și vizibilitate mare au companiile mari, care au bugete. Iar vizibilitatea pentru cineva este rezultat, iar cineva spune, n-am nevoie de like-uri, share-uri, eu vreau acum conversii. Deci eu o să fiu foarte neobiectiv și cumva neprofesionist dacă acum o spun că compania X, chiar dacă eu aș crede că ea ar avea rezultatul ăsta, pentru că foarte des și eu sugerez ca persoanele care interacționează cu marketingul online, care cu digital comunicarea, să învețe clientul sau să învețe pe sine însuși că strategia e de long term. Deci există așa o comparație și mie tare îmi place. Facebook cu Google. E că Facebook este... Google это секс на одну ночь, а Facebook это взаимоотношения. Și aici e o chestie care desigur, dă și mai gen Facebook sau Одноклассники, dă și mai gen Одноклассники sau Google. Adică e incomparabil.
Tot depinde de strategia ta, de poziția ta, de produsul tău, de targetul tău, de bugetul tău, de timpul care tu l-ai până să atingi scopul tău. Dacă vrei mâine să vinzi, să alegi. De aceea, adică rezultatul, KPI-ul, dar în online el trebuie să fie de long term. Noi spunem că de la 6 luni. Poate fi vizibil să simți, pentru că da, depinde de produs, dar este că eu azi văd reclama, dar decizia eu o iau mai pe urmă. De aceea, când tu ca client poți să mă întrebi a să fii vânzări sau nu, eu azi te întreb prima întrebare, care este ultima postare care ai văzut-o azi și ai cumpărat? Pentru că trebuie să fim conștienți, creează așa o chestie, noi credem cu oamenii că după ecran sunt proști. E că noi creăm content, noi like-uri nu dăm, noi share-uri, dar de cumpărat nici gând. De aia că, e că acolo stă oameni care n-au și face și ei trebuie să fac și like-uri, share-uri. Și de ce? Adică dacă tu nu faci chestia asta, deci crezi că sunt niște oameni care n-au și face sau ce? Ce? Și se creează. Chiar inclusiv postări înainte se făceau câte 3 pe zi. Era așa o strategie, dimineața, dimineața și seara. Pe urmă, 2. Eu cred că în jumătate de an, un an de zile, să ajungem la 4 postări pe lună pentru media, branduri generale. Pentru că asta să fie suficient. La nimeni nu trebuie postările noastre. Eu e ca despre asta vreau să vorbesc. Că la nimeni nu trebuie postările tale. A revoluționat modul în care eu gândesc 4 postări pe lună pentru o companie sau un brand. Și, da, care ar fi contentul acestuia? Răspunsul la întrebare, Riza, nu ai. De ce tu ai nevoie de la brandul tău, Amazon Digital, să vezi? Tu ai nevoie să vezi cum el se trezește dimineața sau ai nevoie de ceva expertiză? Ai nevoie de poza aceea cu cafeaua, welcome to our party. Adică e o chestie în care eu mă gândesc la publicul meu și pagina mea eu o duc foarte intuitiv pe alocuri, eu n-am un plan și deseori și la clienți le spun din perspectiva că ok, este strategia de marketing și aici intervine deja ce sens creezi postări dacă tu n-ai buget să le promovezi. Impactul mai e 3-6-8% dependență de brand. Și atunci primești că mi-a plăcut expresie, mă caștăm pastu, gătovim-se ca kino. Adică tu crezi deja contentul, nu plan de conținut, pe luni de zile, 12, 15, 36 de postări. Dar tu te gândești, dar pentru ce noi creăm asta? Și încă o dată întreabă-te, de ce tu vrei să postezi asta? Pentru că s-a duc un efort sau pur și simplu din cauza că șeful a spus că azi de ce n-ați postat la ora 9? Și ai postat la 9, 15, tu ai minus 15% la salariu. Adică e bine, mai răruț, mai drăguț și calitativ. Și poate că și des, poate că și des, dacă eu ca target tău am nevoie de tine. Dar eu mă îndoiesc că eu am nevoie de tine 24 în 24. Pentru că au fost 600.000 de utilizatori, dar mai sunt 1.500.000, business-uri mai multe și toți începuți publice. Și brandurile s-au transformat în fel de content generator. El nu se gândește la crearea unui produs calitativ și la client service. El se gândește și fotosesiuni în restaurant să le facem. Dar vii și chelnerul vorbește cu tine de parcă tu trebuie amus cumperi. Deci adică un pic focusul eu cred că trebuie de-l întors la oameni, la scop, și prin perspectiva asta, dacă e nevoie, măcar și 3 postări pe ceas. Da, e discutabil. Ok. Toate aceste lucruri le vei spune la seminar, totuși voiam să clarific. De cât timp este nevoie pentru a însuși cunoștințele de bază în acest domeniu? Pentru că spuneai că la seminar doar vei arăta unele lucruri pentru ca să arăți că ele există, că se poate de lucrat cu ele. Dar pentru ca să știi cum să utilizezi corect toate funcțiile rețelelor de socializare. Anul trecut am avut personal, am avut instruire tet-a-tet cu peste 100 de persoane și vreo 70 din ele pot spune precis, uitându-mă și la dânsul în ochi, dacă ei se uită. A fost posibil în zadar dintr-un simplu motiv. Nici un curs, nici un trainer, nici un seminar nu o să te ajute dacă tu mâine nu vei mai învăța încă o leacă. Dacă tu mâine nu o să implementezi ce ai învățat, și momentul vine că, pur și simplu, ok, este seminar, ți trebuie ca să însușești un pic ce înseamnă social media, într-o lună, două, dacă tu ești perseverent, tu să-ți dai seama cam ce e asta. Dar Facebook, poi mâine și schimbă algoritmul. Și dacă tu nu te-ai adaptat, ce ai fost tu la seminar la mine anul trecut, o să faci încă share-uri. Adică o să pui prin automatizări, prin toate grupurile 70 de postări. N-ai avut notificările astea? Nicolae a postat în tân, 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 tân. Era un trend. N-am văzut niciodată eficiență din asta, dar cineva și până mult posibil face. Deci adică sfatul meu este că social media este pentru oameni care au o psihic foarte pus la punct.
și cum la oameni care lucrează la toxine, trebuie să le dăm câte 3 litri de lapte pe zi. E muncă grea, vreau să spun. Vorbeai de trenduri. Care sunt trendurile de acum? Cele mai hype lucruri de pe Facebook sau Instagram? Cred că ce faceți acum? Spre exemplu, uitați-vă, noi avem în față o cameră, un operator tare entuziasmat de comunicarea noastră și nu ne trebuie nimic ca să spunem lumii. Deci live-urile, video content, toți vorbesc și asta e un must pentru business-uri, nu-ți trebuie să ai sfeazuri ca să spui lumii despre mesajul tău. Important este, ai tu de spus ceva lumii? Deci, adică, forme sunt diferite. Este sistemul, ce o să vină, cred eu, curând, asta este realitatea virtuală care se integrează în sistemele de marketing. Videocontentul în social media puțin utilizează, dar ar fi bine, curând, cred că să fie, cât noi vorbim, să fie titri, știi? Pentru că mulți nu ascultă, dar dacă ar vedea și vorbi, zice băiatul ăsta, ei poate că s-ar pune sunetul. Și aici intervine contentul foarte important, este... Noi chiar și când creăm contentul, nu ne gândim la oameni. E că imaginează, dacă noi mai suntem în live. Stă un om în transport public. Dar noi mizăm că live-ul ăsta trebuie să convertească în client sau să ne vadă oameni. E că cum omul din trolebus, rutieră, taxi, la volan, se uită la live-ul nostru. Dar noi suntem într-un fel de ceas pic. 5:45. Respectiv, e foarte important să te gândești că când tu creezi o postare, dar mai ales în vânzare, când faci un landing page, acolo îți tuchești sufletul până completezi formularul acela. Asta trebuie să pieși pe simbol, să pui aron@gmail.com și încă să găsești butonul acela, să-l mărești, să pui trimite. De ce? Adică când creăm conținutul, trendurile îl poți fi multe. Faptul că tu nu te gândești la mine, că mi se fi comod, simplu, și sunt soluții, sunt integrările cu Facebook care poate stoca direct datele. Adică nu mai trebuie să stau și să tapez. Pur și simplu mi-a luat datele. Este Facebook Lead Generation care 3 butoane, nici nu ți-ai dat seama, ți-a luat datele de contact. Adică sunt soluții. Pur și simplu, dacă o leacă o să ne gândim la oameni prin prisma să le fie comod, eu să-ți mulțumesc prin a-ți cumpăra, prin a-ți face un share. Și iar, e foarte subiectiv pentru că fiecare companie, fiecare pagină de Facebook are persoanele proprii, să spunem așa, căruia este destinat acest content sau da, spre care da, trebuie da. Să... Respectiv, oarecum, fiecare trebuie să-și facă un sistem propriu de publicări pe Facebook, o analiză, Instagram. Cu siguranță, o analiză. Eu poate că o să risc, dar bag mâna în foc 60 de procente de utilizatori nu au intrat în Audience Insights. Tu știi și e clas acolo. Acolo tu vezi te. Eu la training-uri când arăt câteva detalii, oameni spun, mua. Și el știe asta despre mine Facebook un fel de, da? Zic, da, dar voi până amu de cine ați dat? Și astea sunt tool-uri gratuite și noi nu mai vorbim de programe cum ar fi Social Bakers care să-ți dă analitică intensă. Astea sunt tool-uri gratuite sau este în Facebook intrați în stânga acolo unde trei liniuți în Power Editor și este hub de creație unde ți arată cum trebuie să arăte postările. Nu știu ce asta carusel între că ți arată mură în gură și asta pe carusel. Adică o leacă de dorință și atunci contentul cu siguranță trebuie adaptat. Adică nu poți pur și simplu să lucrezi după un șablon. Postăm la ora dimineața, nu o clientă, dacă se regăsește, sper să mă ierte, că îi spun, nu-i spun numele, dar spun situația. Mi-a sunat și a spus că vrem să ne setați campania, promovarea. Se înceapă la 9, dar se termină la 9:30, în fiecare dimineață. Și spun, de ce? Noi Facebook nu arată că acolo sunt mai mulți oameni. Normal dacă te intri la lucruri la ora 9, adică asta nu înseamnă că se vândă. Adică noi trebuie de adaptat, adică nu înseamnă că dacă la 9 trebuie să deschid calculatoarele, încă 300.000 de oameni s-au gândit fix ca tine. La 9 dimineață și la 8:30 seara, pentru că atunci picul în Facebook e cel mai mare. Dar asta nu înseamnă nimic, asta înseamnă că dacă ești mămică și eu am produse pentru mămici, posibil reclama mea să o arăt pe la vreo 2:30. De ce? Pentru că atunci ai timp liber și atunci intri pe Facebook. Copilul doarme, poate. Da. Adică atitudinea adaptațională eu aș prefera. Pentru că dacă eu sunt om de afacere și tu vrei luni eu să fac conversia, eu nu știu dacă ai avut, dar luni e tare grea. Pentru că de semnă de duminică se adună atâtea și când te sună companiile să faci conversia, tu spui reveniți, da, interesați, dar reveniți mai bine. Adică, number one, reason why. De ce vrei să postezi asta?
dacă îți dai răspuns la întrebarea de ce, cui și cine sunt oamenii ăștia, au ei nevoie de asta sau nu? Faptul că tu ai nevoie, asta e clar. Eu ce o să am din asta? Pentru că atunci când tu îmi dai reducere 70%, tot știu că acolo tu încă ai pus deoparte. Și în minus n-a să intri, pentru că asta e marketingul. Spuneai că seminarul din 28 februarie va avea loc în format de networking. Asta înseamnă că se poate apropia oricine de tine să își spună propriul caz și tu să-i dai sfaturi concrete sau totuși va fi un seminar în care va fi o informație generală? Știi, când ai spus să te apropia de tine, la mine așa în cap, dacă n-a să frigă, știi? Pentru că a să avem pază care o să coordoneze fluxul de oameni către măria mea, dar nu, chiar suntem open. Chiar dacă noi prestăm servicii contraplată, eu întotdeauna spun că dacă întrebarea, eu pot să o răspund în chat, scrie. Pur și simplu că oamenii scriu sau s-apropie și spun, ia ca la mine așa situație, ce să fac eu? Și atunci întrebarea, eu nu știu ce să faci tu, adică ca să nu ce faci tu, eu trebuie să într-un cabinet tău de reclamă. Adică sunt eforturi. Deci dacă întrebarea ta e simplă, în care se poate răspuns, atunci cu siguranță și networking-ul pentru asta o să fie. Pentru asta să fie o atmosferă, muzică, vin și o să ne fotografiem. Dacă cine îți vrei să fotografiază cu mine, eu sunt de acord. Ok. Și să concluzionăm în câteva cuvinte. Acest seminar din 28 februarie va deschide câteva secrete ale Facebook-ului, care de fapt sunt foarte așa deschise, dar nu fiecare a încercat să le găsească. Tu le vei arăta, vei pune accent pe ceea ce este important și vei învăța oamenii cum să folosească corect Facebook și Instagram. Corect. 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 Două sesiuni. Prima sesiune despre content. Sesiunea cu contentul presupune că noi o să discutăm despre pagina de Facebook, profilul personal, pagina de Instagram, toate acestea o să aibă checklist-uri. La final o să puteți avea un checklist în care o să puteți 1, 2, 3, n-am, ok, super, save. După care să avem o pauză de networking, de discuții și pe urmă intervenim cu reclame. Ce este reclame? Care sunt costuri de reclamă? Ce tipuri de reclame sunt? Formaturi de reclame? Case-uri? Și la final o să zâmbim și o să spunem că hashtag-ul Dima Maladeț. Ne întreabă aici în chat dacă vor fi astfel de seminare și în limba rusă. Я говорю по-русски. Spune așa. N-am planificat în rusă. Am planificat în rusă nu din cauza că cumva cred că stilul meu de existență mai mult leagă cu limbajul român, dar dacă o să fie solicitări, deseori noi avem grupuri în care, spre exemplu, sunt mai mulți în limba rusă și atunci eu le divizez. Dar nu este exclus că dacă o să fie cerere, nu e problemă. Adică, dar până când spunem că e planificat, nu. În afară de acest seminar gratuit din 28 februarie, mai este un eveniment la care vei participa. Este vorba despre Zoom, cea mai mare conferință pentru mediul de afaceri. Avem pregătit un video pe care putem să îl afișăm în câteva secunde pe ecran. Da, să ne spui despre acest eveniment foarte scurt din 17 martie. E 17 martie. E Leo Grand, la fel. Eu particip în conferința asta cu un entuziasm extrem de mare. De ce? Știi, eu fac antreprenoriat de câțiva ani și eu mi-am dat seama că în antreprenoriat este o chestie cheie care se numește pâlni. Îți spun dacă aveți, privind spotul, da? Da, suntem gata. Hodim la reclamă. Prieteni, știați că Republica Moldova, lunar, pe Facebook, se cheltuie în jur de 300.000 de euro. Ar fi că cei 110.000 de administratori de pagini de Facebook care avem în Republica Moldova, anual ar cheltui de la 2 la 3 milioane de euro. Veste tristă este că o parte din aceste bugete se cheltuie ineficient. De ce? Urmărim tot mai mult sindromul prezenței pe Facebook și chiar și cei care nu au buget de marketing, chiar și cei care nu au bugete pentru ca să fie prezenți într-o vizibilitate mai mare, cheltuie cei $20 pe lună. Și cu siguranță observat nu odată că vedeți o postare care practic nu este relevantă pentru voi și voi niciodată nu ați fi procurat acel produs sau serviciu, dar ea apare la voi în feed. În aceste situații, aceste bugete se cheltuie ineficient. În aceste situații, campaniile nu sunt setate incorrect. Și care ar fi soluția? Soluția este una, dacă vrem să salvăm buget sau dacă vrem să aducem o performanță mai mare campaniilor noastre, este să facem o analitică aprofundată
a celor companii care livrează pe Facebook. Este vital să creăm un ecosistem dintre Google Analytica, Yandex Metrica, Facebook Analytica, Pixel. Este necesar să înțelegem până la urmă ce înseamnă CTR, cost per lead, cost per click, impact, cost per achiziție, cost per o acțiune care o face utilizatorul pe site-ul nostru. De unde vine utilizatorul? Ce fel de potențial clienți vin la noi pe site? Dacă facem analitică aceasta, pentru toate aceste momente e necesar să introducem datele. Și aici nu contează, folosiți un tabel Excel, aveți sisteme integrate adiționale. Important este să numărați și să vedeți ce merge și ce nu merge, ca să puteți să interveniți în punctele slabe a campaniei. Despre asta o să vorbim pe 17 martie. Vrem să ridicăm o problemă care este pe piața la noi, că campaniile care se setează, pe lângă faptul că se setează incorrect, nu se numără. Și atunci bugetul nostru de promovare pleacă în nicăieri. Deci, prieteni, pe 17 martie vă invit și vă aștept la conferința Zoom Your Business, unde voi vorbi despre statistică și analitică, cum să salvăm bugetele sau cum să analizăm campaniile noastre. La final veți primi câteva Excel-uri după care mă conduc eu și care vă vor ajuta să vedeți și să aveți o vizibilitate și o claritate în campaniile voastre. Sfatul meu este să-ți cunoști clientul și el te va răsplăti cu un CTR mare. Ne vedem la conferință! Ai văzut? Nu, uite, în spot și vorbeam, îți spuneam despre pâlnii și în paralel cu ceea ce discutam în spotul precedent. În general, conferința e construită sub o pâlnie în care afacerile cel mai des nu au în vedere. Adică pâlnia ar însemna generarea traficului, după care tu analizezi acest trafic, departamentul de vânzări vinde, extinderea top management, faci și extinderea afacerii. Și foarte des, departamentul vânzări spune, nu avem lideruri, nu vin liderurile. Marketingul se jaluie că nu are bugete, că nu-i creat branding-ul. Iar conferința vine cu 12 speakeri care, pe fiecare nivel, o să spună despre ceva important. Și îți bineveniți oamenii care sunt în aceste departamente, asta înseamnă marketing, vânzări, PR, extindere, top managementul, ca să înțeleagă, unul, cum lucrează între ele sistemele. Și plus, eu ca persoană care o să lucrez în marketing, înțeleg în adâncime un pic. Noi să avem Eugen Boyko să vorbească despre generarea lead-ului ca ea lead, adică eu în companie generez traficul, nu neapărat doar reclama, adică despre frontman. Avem invitați de peste hotare din Rusia, o să fie Kardaș, care este pe extindere AMO CRM reprezentant, este Kirill Anov, un expert tare fain în messenger, automatizările messenger, asta e un trend, vorbea de trenduri, e un trend în care azi nici nu avem nevoie posibil de un vânzător, noi putem să automatizăm procesul și să scoatem din pâlnea noastră minim doi oameni care, ok, reinvestim în alte segmente cheltuielile. Și plus avem și experți locali, Tudor Plăcint o să vorbească despre Google, Dumitru Talmazan să vorbească, că vorbea despre Facebook și eu făceam calcul chiar acolo, noi tare mulți bani cheltuim pe Facebook. Și când făceam calcul aproximativ, top companii cheltuie $10,000 pe lună, top 10 companii, asta e micuț, mi se pare mie. De ce calculul ăsta l-am făcut? Tu, ca startuper, să înțelegi ce se întâmplă în piață. Când tu intri cu $5 și acolo stau giganți cu €1,000 și tu zici, am ușa să rupi în piață. Apropo, un caz tare interesant, eu întotdeauna îi spun de situația asta cu un fotograf, eram la un training și el fotografia și povesteam. După, eu îmi sună, Dima, am făcut dat. Zic, cum? Am pus $1 și vreau bani. Și zic, $1? Spun două. Deci, adică, când te pornești de acasă, trebuie să dai unde seama îți pornești, trebuie să dai seama unde mergi, pentru că noi deseori ne pornim și spunem nu lucrează, ne-am descurajat și am închis posibil un business care era viabil. Ori invers, facem valuri nu în direcția corectă. Deci, la Zoom Your Business, pe 17 martie, eu îți vorbesc despre analitică. Mie îmi place segmentul ăsta. Eu cred că fără a analiza rezultatele n-ai sens să faci valori și fără ca să știi audiența ta, metricile, nu trebuie să te pornești de acasă. Mai mult ca atât, la noi în companie noi acum am angajat un analitic care aparte analizează. Asta eu cred că în companiile mari de marketing e vital ca să se introducă aceste
entitate de analitic. Pentru că nu-ți imaginezi, dar foarte multe ajustări de bugete se fac anume din cauza că numeri. Că nu numeri, ok, și acolo am bustuit, Like-uri sunt. Întrebări nu sunt. De ce asta o să fie zoom-ul business? Așa că cine nu a luat bilet, n-a să mă vadă. Deci sunt două evenimente care, într-un fel, ar putea să vă revoluționeze modul în care voi vedeți că lucrează Facebook-ul și Instagram-ul. E vorba despre seminarul din 28 februarie și despre evenimentul din 17 martie. Apropo, ele sunt ambele susținute de către joblist.md, este partener media. Respectiv, dacă vreți mai multe informații despre aceste evenimente, nu ezitați să intrați pe joblist.md, să găsiți articole despre aceste evenimente și să aflați pe ce link vă puteți înregistra și multe alte detalii. Între timp, noi reamintim ce, unde și când. Deci cine încă sunt răbdători și se mai uită în live, dacă aveți întrebări, scrieți, până eu vă spun cel mai important lucru care totalizând toate discuțiile noastre. 28 februarie vă aștept la Leo Grand Hotel, unde discutăm despre cum și de ce să fie Facebook și Instagram. Un seminar ușor, o comunicare ușoară din perspectiva experienței mele, echipei care coordonez, după care o să discutăm pe 17 martie, este un level mai sus, pentru companie, top management, pentru specialiști. Acolo o să fie un alt format de networking, un alt format de eveniment, zoomyourbusiness.md, puteți vedea detaliile și, cum a spus și colega mea, ideea de, pe joblist puteți vedea articolele și face click pe înregistrează-te și ne vedem la evenimentele noastre. Voi să aveți tare mult succes. Noi suntem pe final, într-un fel. Întrebare. Fără cravată primiți la seminar? Fără cravată trebuie de vinit. Eu îți mulțumesc foarte mult, Dumitru, pentru această discuție, pentru aceste detalii. Noi reamintim, am discutat cu Dumitru Talmazan, este expertul în rețelele de socializare și speakerul de la seminarul gratuit din 28 februarie, cum și de ce să fii prezent pe Facebook și Instagram. Like!